Ozonul poate fi benefic sau dăunător, în funcție de locul în care se găsește în atmosferă. Sus, în stratosferă, acest gaz incolor protejează Pământul de razele ultraviolete ale Soarelui. Însă, mai aproape de sol, ozonul devine un poluant nociv, care poate provoca probleme cronice de sănătate, precum dureri în piept, dificultăți de respirație și afectarea funcției pulmonare. Cum ne influențează creșterea ozonului din troposfera superioară? La un nivel intermediar, în troposfera superioară, stratul atmosferei aflat chiar sub stratosferă, unde zboară majoritatea avioanelor, ozonul contribuie la încălzirea planetei ca un gaz cu efect de seră puternic. Există indicii că ozonul continuă să crească în troposfera superioară, în ciuda eforturilor de a reduce sursele sale la sol în multe țări. Acum, oamenii de știință de la MIT confirmă că o mare parte din creșterea ozonului din troposfera superioară este probabil cauzată de activitățile umane. Într-un studiu, echipa a raportat că a detectat un semnal clar al influenței umane asupra tendințelor de oxigen din troposfera superioară, analizând un set de date din satelit dintr-o perioadă de 17 ani, începând cu 2005. Înțelegerea cauzelor și influențelor ozonului este un exercițiu complex. Ozonul nu este emis direct, ci se formează din precursori, adică ingrediente inițiale precum oxizii de azot și compuși organici volatili, care reacționează în prezența luminii solare pentru a forma ozon. Acești precursori sunt generați din emisiile vehiculelor, centrale electrice, solvenți chimici, procese industriale, emisiile avioanelor și alte activități umane. Persistența ozonului în atmosferă depinde de o serie de variabile, inclusiv de tipul și de intensitatea activităților umane dintr-o anumită zonă, precum și de variabilitatea climatică naturală. De exemplu, un an cu un El Niño puternic poate influența circulația atmosferei într-un mod care influențează concentrațiile de ozon, indiferent de cât de mult ozon adaugă oamenii în atmosferă în acel an. Semnalul detectat a fost deosebit de pronunțat deasupra Asiei, unde activitatea industrială a crescut semnificativ în ultimele decenii și unde lumina solară abundentă și evenimentele meteorologice frecvente ridică poluarea, inclusiv ozonul și precursorii săi, în troposfera superioară.